E mai convenabil acum să stăm în chirii sau să ne cumpărăm. Ia. Asta vrem să știm toți. Dă-i mă pula mea cu eprubetele lor. Am bat pula în evenimentul. Știi ce? Eu văd un mare viitor în aplicația asta. Ți-am zis! Ți-am zis! YouTube-ul ne așteaptă de fiecare dată. Așa da, tată, bravo, bravo, bravo. Cât? Gata, gata. Asta s-o pui la final, că a fost bună. Bună seara și bine ați venit la Roast Your Post, ediție specială, oameni buni. Ce înseamnă ediție specială? Astăzi avem în public oameni care au idei. Start datorii. Practic, Roast Your Post, episodul ăsta se transformă în imperiul leilor, dar săraci. Oameni săraci care n-au fost primiți la televiziune au venit la noi. Așadar, aplauze vă rog pentru Răzvan Raț. Șucu sau cum? Șucu. Hai mă, vă rog, Drăcea, Dobrota și Popiciu, colegii mei. Și Mădălin Cârge. Eu. Prezentator, host și antreprenor de asemenea. Aceasta este emisiunea de astăzi, este emisiune specială în care avem un public, cum am spus, doar oameni patronași. Este o emisiune, atenție oameni buni, sponsorizată de Noi Venim Din Viitor. Ce este? Da, mâncați-ași gura ta, acolo suntem la nivelul ăsta. Ce este Noi Venim Din Viitor? Este o comunitate care se ocupă de start-up-urile care nu sunt așa cunoscute, cum ar fi Alex Dobrotă. Practic promovează start-up-uri care sunt ingenioase și curajoase. Deci, practic, este o platformă în care sunt spuse povești de succes care trebuie să fie auzite, oameni buni. Bravo. Dar de ce se numește Venim Din Viitor? De ce se numește Venim? Pentru că nu pot să facă nimic în prezent. Exact, pentru că sunt foarte... Astea-s regulile călătoriei în timp. Poate nu merge în viitor. Pentru că foarte multe startup-uri sunt despre IT. Dar nu vă panicați, dacă aveți un startup care nu e din IT neapărat, nu contează, poate fi primit în comunitate. Dacă vă interesează, puteți să accesați canalul lor de YouTube, dar și website-ul, care este în descriere. Păi ce să mai? Ai uitat cum se numai site-ul? Nu, am rămas fără... Și site-ul lor pe care îl punem aici? Nu, dar am rămas fără aer. Avem și o salvare printre startup-urile astea ceva? Bună seara, haideți pentru Drăcea, Dobrota, ceva cu logopezi, dacă... Suntem pregătiți să începem cu primul startup. Vom face în felul următor. Prima dată vom începe cu fondatorul, îi vom lua Instagram-ul și încercăm să aflăm, fără să știm startup-ul, ce startup? Ce unde e? Ce a inventat el? La ce e bun domnul ăsta? Bă, dacă e șeful, eu zic că are vreo 8.000 de euro, are pe dreapta. Bun, hai să începem cu primul startup. Ia să vedem. Iată, după el așa. E al lui Antol, după el. E al lui Antol. Ce, prima poză acolo sau ce? Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-i... Mi-a dat startup. Idei de business mi-a dat. Măcar la început, terminați-l voi. Aici era pe ele, pe codul. Așa. Aici era în paint, făcea logo. Trebuie să arăți așa ca să arăți cum arăta la Antol. Dar așa arată Dobrota când dă o labă, nu știu. Da, cu ambele mâini pe laptop. Dar sigur el și-a făcut poza aia, orice mi-a zice. Bă, mie ceva. La cum arată îmi dă vibe că are o sală de fitness sau ceva. O aplicație ca să-ți aduc aminte să mergi la sală. Nu, eu cred că are un startup de ulei sau ceva. A, așa da. Când vrei să fii îmbrăcat, atunci nu să-ți se vadă sfârcurile. Hai zic că mai e ăla, îi acoperă doar buricul, ești. În rest se vede efectiv tot scolioză, tot se vede prin el. Pare că e o postare aia cu share la colegul nostru, are nevoie de sânge. Mai are nevoie și de a doua roată în loc de picioare. Uite așa mă trag în jos statul român și taxele. Gantera aia. Bun, hai să încercăm să ghicim ce startup are Clau și să-i vedem startup. Startup. Așa zice și el la fete, vrei să-mi vezi startup? Am început de jos, dar vezi că se duce în 2-3 ani. Asta nu-i poza aia, mă, cu Iisus și cu Maica Domnului de sărbători. A intrat în Nazaret acolo. Bun, păi hai să... Ia să vedem. Olo. Deci frizerie, clar nu. Clar nu e ceva cu frizerie. Ceva de pensat. Clau, ești aici în primul rând? Nu. Ea, trec. Bun, hai să facem totul business-ul dacă omul s-a înscris. Vrei să-i vedem business-ul? Da. Festival. Cum stai, mă? Wow. Toate festivalurile dintr-o singură aplicație.
Bă, ești nebun? Ia să vedem. Gen ca ia biletul? Bun, s-a pișat răciul pe business-ul tău. Hai să mergem mai departe. Are demo aplicație pe mobil. Stai un pic, încărc. A zis că uite că a clipit bufnița aici, nebun. A zis că e demo, asta e. Asta e demo. Cam așa o să arate de început. Voi ce ați mai pune? Ar merge butoane, vreți? Păi și festivalul unde pula mea îl găsim? Lasă-mă că suntem la început. Mamă, ce edit. Păi zici că e lansarea iPhone 13. Voiam să vă întreb dacă ați folosit aplicația asta, dar ce trebuie să folosesc? Că nu merge. Bun, e bine că nu e aici, nu s-a putut. Ba merge, mă, dar trebuie să fie într-o pădure la un festival, așa. În mijlocul orașului n-are cum să funcționeze. Dacă nu simte că e festival lângă tine, se blochează aplicația. Festivalul combină toate planurile tale de festival într-o singură aplicație. Dacă mergi la mai multe festivaluri, ai nevoie doar de festivalul pe telefonul tău. N-ai nevoie de bani, de aplicații. Ai festivalul și n-ai... La intrare ce brățară, nu am festivalul. Ce avem toți pe buze. Festivalul este gratuit. Sper. Da! Este gratuit și va rămâne așa. Ne promite să ajungem la cât mai mulți utilizatori fără să meargă. Stai să vezi. Într-o lună jumate 2 euro dacă nu e. Bă, îți mulțumim foarte mult. Ne pare rău că nu ești aici să vezi ce ți-am ridicat business-ul. Probabil e la Antold acum. Da, chiar, abu la încercând Antold. Să vadă unde e Antold ăla. E prin Cluj, pe undeva, prin Turda, unde morți? Ce avem? Liviu, domnul Liviu, domnul e aici? Liviu, pentru tine. Bă, salut, domnul Liviu. Salutare, domnule Liviu. Sănătate. Salut. Ia să vedem, domnul. Liviu. Opa. Okay. Uite că a fost la... Mă, măi, și că e Chiricheș. Zici că arată ca toți aia de la Divertis. Da. Care te scoate la fotbal și în curând și la alte sporturi. A, ne-a zis de ce o aplicație de mers la fotbal? Pentru că e greu să joci fotbal singur. Vezi, a stat el așa la o țigară noaptea. Da. Pe grupul ăla de fotbal de se strânseseră patru. Greu mâncați și pula. E greu singur. Greu îi organizez cu ăla. De asta e, deci asta e o aplicație să te strângi cu oameni random să mergeți la fotbal? Păi, e chiar o idee foarte bună. Cum se pronunță? Player Fi. Și aveți utilizatori? Merge românii la fotbal, le place mingea? 12.000? 12.000 de oameni fără prieteni în România, ok? Da, dar sunt toți prietenii de mine. Aici erați la prezidențiale sau tot pentru aplicație? Da, parcă zice poza asta, futu-l în gură pe Nicu Jordan. Dar pare că dacă îi merge bine aplicația, modifică numele. Nu se retineret sau ceva. O lasă să crească, să crească și... Da, pentru cârje, ai avea în aplicație filtru pentru operații sau să mergi la fotbal, adică, cu oameni care duc ca tine. Exact, da. Vezi că e o idee foarte bună, adică să-și bage nivelul de fotbal, oamenii legitimați. Nivelul de fotbal. Chiar are? Ia. Mamă, ce mișto, dacă vrei să bați pe cineva, te uiți aici. Luni la ora 19 îl găsesc pe Mihai la Magic Arena. Abia aștept să-l bați. Putu-s mort. Vezi că dacă merge bine aplicația asta, în 2-3 luni are și cote. Dacă o dat Dumnezeu, pariu pe Lucas 3.1 a fost de dor. În tineretul i-a rupt. Bun, ia să vedem. Zicem că vrei să-l trimitem pe Drăcea. Niciun caz. Să zicem, prin absurd că Drăcea ar vrea să alerge mâine. Filtrează după toți bucătării din sectorul 3. Bun, hai să facem așa. Ce se întâmplă? Poți să dai review-uri jucătorilor? Ce are aplicația asta? Ai profil, nivel de joc, like-uri. Coe, ca la Uber. Are shooting 208, dă-te în pula mea, Liviu, cine e? Coaie, e aplicația ta și tot 3 stele jumate ai? Dar la orice Uber, la sfârșit te roagă, vă rog 5 stele, da? 5 stele. Eu vă dau 5 stele. Comentai de alea, intră urât, dar clar fumează. Aveți fumători, nefumători aici? Avem și Instagram la ea, să vedem cum arată Instagramul. Când îți dă 2 stele pe aplicație, mă... Nu trebuie să intru așa. Când ai apucat să vezi cu ce picior a dat, să treci pe aplicație. A dat cu stângul sau cu dreptul, cu aia e golul ăsta. Îți mulțumim frumos, aplauze pentru startup-ul ăsta, foarte mișto. Nice. Bă, da. Ia, no, n-am nicio idee ce startup ar putea să aibă băiatul ăsta. Am luat masa de călcat cu mine. Dacă vrea cineva un masaj. Da, masaj 3 lei, masaj. E un startup care te ajută să îți regăsești familia.
că te-ai îndepărtat. Nu, asta e de aia. Nu vrei, mă, să te duci tu la muncă, Cătăline? Nu, că am un startup cu țeava acum. Deci iau o masă de călcat pe plajă. Vezi că o să rupă. Faci kimonouri? Asta. Asta. Dă tricotat. Aia la El Torito ți le dau doar că stai la ei pe terasă. Nu puteai să pleci cu ea. Să de unde știți că tocmai m-am dat jos de pe un măgar? Suntem pregătiți să aflăm cu ce te ocupi, Cătălin. Dar lasă-ne să... Ne zici tu? Sau uităm noi? Ia! Alertă trafic ro. Ah, nu-i vezi? Faci postări similare cu cele de pe grupurile de Facebook, doar că poți da tag numele de înmatriculare și oamenii vor fi notificați. Ah, bă, vezi că ai făcut accident! Da. Coaie, mersi mult! Chiar! Chiar nu-mi dădusem seama că m-am căcat în perete. Vezi că-mi bag pula în ăla care ți-a dat permisul. Asta, asta e, e o combinație între Waze și ăla. Ai parcat ca un bou, știi? Exact, exact. Ți-a căzut numărul pe spate. Ai, că, ai parcat pe locul meu. Eliberează. Că știm că asta era. În loc să stai în față să dai claxoane, mai bine să faci un cont. Și eu ca să primesc notificare trebuie să am și aplicația, nu? Da. Pe eu asta vreau, să fiu înjurat. Ia zic, bă, n-am mai fost înjurat. Ăla nici n-are cont, stă și cântă așa. Vai. Bă, nu pleca coaie, că-și revine emisiunea. Eu o să zic asta. Îți promit o să-și revină coaie. Nu mă, stai, lasă că ai intrat meci la tineretul. Coaie, suntem 12, vă pup. Aici avem doi fondatori. Avem doi fondatori, posibil să fie fix prietenii noștri din față. Unul cu cămașă, unul cu tricou. Hai să vedem care are mai mulți followeri. Sunteți jumate-jumate ca business? Întregul, deci tot business-ul. Da. Deci, nu sunt jumate-jumate, dar ei doi îl reprezintă pe tot. Reprezintă întregul. George, tot ce pot să mă rog e că nu te ocupi tu de social media-ul firmei. Cu 65 de follower, sper că e colegul Sebastian. Ia. E bine! Boierul! Domn Boier! Ia să vedem. Opa. A, nu! Oh, shit! Coaie, ia uite, stai vărul lui Macanache! Check it out! Am dat drumul la startup-uri! Ziceți voi, ați avea încredere să descărcați aplicația băiatului ăsta? Da. Pare că după ce o descarci strigă la tine. Shame, shame, shame! Nu, dar pare că zice ori descarci, ori te link. Descarc aplicația sau îți dau cup. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu startup-ul. Ce startup avem oare? Ia! So Nexi, noti noti, rețea socială în care oamenii deștepți devin și mai deștepți. Dă-te, slobos! Deci n-are voie nimeni să intre de aici. Da. Dar după cum arătau, înțeleg din ce încearcă să facă cititul sexy. Pare că scrie undeva jos de tot, fetele n-au voie. Este fără știri, fără politică, doar învățare. Mm-hmm. Pare că ăștia-s băieții pe care-i băga la băiatul ăsta cu fotbalul. Îi închidea la, la școală. Mamă, dar chiar sunt curios, dă-i pe site, te rog eu. Vrei site-ul sau aplicația, frate? Avem aplicația. Vreau site-ul. Probleme sexy lângă tine în oraș. Calcule interesante chiar în fața blocului. Două pizde bune iau trenul până la Constanța. Pizdă bună, gata, să te întrebe alfabetul. Mame din jurul tău nu știu chimie. Femei bătâne gata să-ți ia abecedar. Deci care e duma? Adică ce poți să faci concret pe aplicație dacă vrei să ne explici, te rugăm. Păi în esență este o rețea socială în care chiar poți să înveți. Dacă vrei să brade feed-uri din asta de Facebook în care crezi să postezi tu despre ce ai citit. Deci în sfârșit scrolezi 3 ore fără labă. În sfârșit. Scrolatul nu va mai da în labă la un moment dat. Dar mi se pare că asta e imaginea României. Știi băiatul care încerca să facă ceva, să învățăm și patru terminați scără, ha, labă, pișeacă. Păi stai mă, că am zis care nu dă în labă. Care bă. Nu, atenție, care nu. Bă, mi se pare bună pentru bacul aia. Ion, n-ai chef să-l citești. Un rezumat atât, nu? Și mai mult decât atât, dacă ai citit ceva, te felicită oarecum.
Bravo! Aplicația te filtrează și te lasă la calculator să te joci acum. Ai voie două ore să bagi CS acum că ai stat pe... Felicitări, ai citit articolul nostru, ne vedem în Berlin. Dacă exista aplicația asta când eram copil. Ce bine era. Nice, felicitări, chiar mi se pare o aplicație foarte mișto. Hai să aplaudăm. Da. Bravo! Și... cine nu știa de ea, acum e momentul să îi dați skip. Următorul startup vom afla fix acum. George Danji, ești aici? Hey, da. Bine, te pup. Yo, ma. Ăsta ești tu? Da. George? Da. Ok. Ah, nu e mai bine. Nu sunt, nu sunt fraierul ăla cu ochelari. Ai zis să nu credeți. Eu am vrut să mă duc la LGBT la parada, dar nu mai știam ce pula mea de culoare. Le-am pus pe toate. Când ții și cu România și cu păuni. Oleo, ce obraznic. Da. Îți dai seama cu aia să deschizi liftul într-o zi? Să vezi asta. Nu că e bloc bun, vecinii, ok? Bun, hai să trecem direct la startup-ul lui Danji. Yes. Oh. Laboratorul virtual în care poți exersa și aplica teoria la materiile de biologie, fizică și chimie, fără teama de a greși, a te răni sau a strica echipamentul. Asta, eu de asta nu fac chimie, mi-e frică să nu greșesc. De câte ori n-ai luat un halat pe tine și ai zis, aș umbla cu eprobetele astea, dar mie să nu o put, le lasă înapoi. Hai bine, nu mă bag, că cine știe ce prostii mai fac. Păi ai, așa i-a ajuns părul, așa, dragul, i-am bubuit beriliu în față. Deci gata? Să învățați chimie în pula mea? Facem educația interactivă, motivantă și accesibilă. Școala educă prin transmiterea informațiilor, dar cine le asimilează? Avem 42% analfabeți funcționali. Iată. Dar nu era tare să calculeze greșit și 18% funcționali. Uitați cum arată un laborator virtual. Și cu curcilium curcilium. Când termini școala trebuie să-ți faci de la curcilium vitae, cum îi zice? Curcilium. Ce-a făcut curcilium? A mers la doctor că aveam un curcilium. Dar ăsta e joc? Curcilium. Bă, stai puțin. E VR, mă, da, e gen. Da, da, nu, e Caterinca. Da, mă, mă joc, sunt prin spațiu, uitați-vă și voi. Arată mie că mă prinsese cu ea, da? Uite, joacă-te tu. Un joc cu păpuși de cârpe, să știe și cârje. Dacă aveți. Da, le-am umplut cu paie. Puteți să-mi spuneți care e publicul țintă al acestei aplicații? Adică mie îmi sună laboratorul virtual în care educația e distractivă, îmi sună ceva pentru copii. Păi da, atunci încerc să înveți biologie, fizică și chimie. Voi sigur știți deja chimie, deci nu-i pentru voi. Da, da, frate. Ia, da, e uglena, da, verde, ia uite. Amiba. Bineînțeles. Biologie. E și biologie. A, uite-mă, e pentru clasa 5, 6, 7, 8. Ia zi, Cârge, unde ai rămas? Hai să începem cu 5. Hai să intrăm, o să vedem dacă știm. Putem ceva. Să dăm un test, ceva? Sunteți gata, mă, nebunilor? Intrăm în laborator cu toții, da? Ochelarii, toată lumea. Oh, what are you doing, step profesor? Prins în eprubete acolo în spate ceva. Bine, tu față de ăștia cu fotbalul, tu ai foarte ușor publicul țintă. Ăia cu fotbalul au plecat toți deja cu ei, joacă tenis de picior în parcare aici. Dă-mă pula mea cu eprubetele lor. Micule, pe lung! Dar hei, hei, stai, iată și o mică reclamă. Dacă cumva ești într-o corporație care își dorește un alt fel de party de Crăciun și e dispus să primească roast tuturor angajaților, noi ne băgăm să facem asta. Mai multe detalii în descriere și nu uita să verifici pe atenție.abilet.ro. Urmează să lansăm toate cele 70 de orașe din turneul ce urmează. Vă așteptăm! Luca! Cum arăta Mădălin Cârge înainte de implant? Da, da. Cam așa arăta. Exact așa. Așa. Exact. Aici am făcut podcast viitorul cu prezentul. Da, da. Bun, vreți să vedem startup-ul tău. Cruze. Cum se pronunță? Cruz. Calculim pentru corporații care măsoară amprenta de carbon și oferă reward-uri pentru angajați. Adică Uber business. Tu te duci cu munca, la muncă cu mașina, nu? Îi spui unei colegi, hai, fără, mai mergem pula mea pe metrou, să râși. Hai cu mine cu mașina.
Asta da, e, pe modul ăla pervers, omorâm natura, hai mașina amândoi. Deci ăsta e BlaBlaCar la muncă? Da. Cum funcționează? Eu mi-aleg zona în care muncesc și mi-apar alții care merg cu mașina din zona respectivă sau fix la mine la companie? Ce bag? Compania mea? Bagi numai compania și vezi numai pe colegii tăi. Tu dacă lucrezi la o corporație din asta mare, 2000 de oameni, 2000 de colegi, nu știi care stă pe lângă tine. Și așa ar trebui, da. Ideal GDPR ar trebui să nu știu unde stau. Și dai seama după prima săptămână de aplicație, ce faci, vii și eu pe la tine, da, că am văzut că suntem, suntem vecini? Nu, nu, nu. Am direct drum drept până în Pantelimon. Și rulează aplicația? E lansată? Dăm start cu o corporație mare, Fortune 500, în septembrie. Mamă, abia aștept. Snap. Păi, deci când lansăm noi episodul ăsta, a ieșit deja aplicația. Deci oamenilor, puteți să vă descărcați dacă vreți să știți pe unde stau colegii păi, voastre. Dar stai, ăsta merge doar când ești la muncă sau, de exemplu, poți să dai sâmbătă noapte? Da. Am drum până la birou un pic. Merge și în afara, nu știu, programului? Bă, merge, dar n-ar trebui. Nici că acum te-ai gândit să vă... Bă, vezi că ar merge. N-ar fi rău. Bă, acum că zici, cred că o băgăm partea asta. Nu ne-am gândit la asta. Vezi că e bun. Altfel, hai să facem altfel. Cine șeruiește mașina cu un alt coleg de muncă? E cineva prin aplauze? Nimeni. Bă, nu cred, nu văd cine ar merge. Adică pare că... Din punctul meu de vedere, o aplicație care sunt șanse să meargă pentru că corporatiști sunt mulți, dar da, nu ca fotbal. Dar nu de mașină, ar trebui să împartă trotineta. Ar trebui să mai adaugi un filtru, gen cât de departe de metrou stai. Poți să adaugi și să împart biletul de metrou, că sunt aia care intră câte doi la metrou. Și, bă, tot la piperea mea și vin cu tine așa repede și... Bă, știm în turnichetați. Te felicităm, Luca. O să-ți meargă. Și oameni de acasă, e lansată aplicația când vă uitați voi la clip, o căutați și voi. Avem aici doi fondatori, posibil să fiți voi băieți. Sigur. Ia-s-o. Alexandru? Da, mâncați, ia. Da. Ia, minorocit, ia. Pare că ai jucat în pariu cu viața. Ai freza de... Sigur e curs de cripto. Chifoi dacă avea demnitate. Investitorii își pot recupera capitalul investit. Nu și restul aceste de pantaloni. Și siguranță. Ceea ce este crucial pentru succesul pe termen lung al platformei. Salutare, investitori! Ți-am zis! Am dat fix acum! Bine ați venit, criptopaurașii mei! Sunteți gata să faceți un milion? Sunt investitor. Bineînțeles că pot să vând și să cumpăr la moment ideal. Zici că e clip la Bogdan de la Ploiești acasă? Asta e bucătăria. Bineînțeles că îmi pun toți banii într-un singur aset. Diversificarea e pentru fraie. Sunt investitor. Bineînțeles că alerg după randamente cât mai mari. Deci e ceva pe investiție, nu? Stop, da. Este, așa le-a zis la bebeluși când schimbă mâncarea. Diversificarea e pentru fraie. Ia, stai că asta e poză de oameni care mă conving să fac banii în ce fac ei. Adică dacă vă dau vouă toate economiile mele, ajung și eu așa? Frații tăi, dacă nu stăteau și prin Anglia. E mai convenabil acum să stăm în chirie sau să ne cumpărăm. Asta vrem să știm toți. Să investiți în stock estate. Bine. A zis, păi, dacă mă întreabă ceva, eu zic reclama. Orice mă întreabă, cum te simți? Băgați în stock estate. Diversificarea riscului. Hai să vedem și Instagram-ul. Pe site, că pe Instagram vedeți același lucru. Tot voi dezbrăcați așa. Da. Mai puțin reel-urile, doar poze. Da. Ia, hai să vedem. Dacă am băgat 1000 de euro. Zic. Ba nu, bă, gândește mare. Pune 10. Mai pune un 0, mă. Da, dai tu? Nu, dar pune să fii. Hai, îi băgăm 10.000 de euro. S-a blocat, nu-i obișnuit să ai tu. N-are trafic așa mare niciodată. Auzi, mă, Cârgi, m-a răzgândit. Pune 100.000 de euro. Bă, nu fi nebun. Pune, bă, pune 100.000 de euro. Trecea, proteteu. M-am pătat, pune 100.000 de euro. Ne ajut să închizi campania care este mai jos. Dacă ne dai 100, închizi și pleacă. Dacă ne dai 100.000, noi avem biletele de bani în coș. Am plecat. Ax Mares. Aici. Te pup. Ia-s-o. Te pup. Poze în lift, clasicele. Frate, trebuie să gândești în afara liftului, mai înțeles?
Jale, jale, jale. Aici e Zac Efron High School Musical, direct. Mamă, ce vreau. Hai să vedem business. Dar ce credeți? Ce e? Păi, ceva cu mașini. Ăștia care au mașini, de obicei n-au mașini. Ceva cu glume, că a fost super pe Caterin, că sunt afară liftul, nu observ. Eu cred că e un business cu geci de piele. Ok. Yeah. De la Zara. Dar nu e, nu, e ruptă eticheta. Yeah. E dropshipping. Aveți o idee? Unim top 1 din comunitatea de automobiliști. Bravo, ai fost cu mașini, bravo. Bine. Ok. Bravo, da. Și ai avut evenimente până acum? 3 evenimente am trecut în București, care au fost de succes. Și cât? Mă, câți oameni au venit la cel mai mare? La prima au venit 250 cu 55 de mașini sport. Felicitări! Ce interesant, avem un pașaport pentru Oh, ușor! Hai că mă ridică! Mulțumim! A crezut că un domn de la nevăzător ne pune brichete, pula mea! Ce e ăsta, un pașaport pentru ce? Deci noi facem ca și concept o țară digitală de iubitori de mașini și fiecare membru are un pașaport cu care vine la evenimente și are o viză pe el ștampilat. Bă, ești nebun? Ce tare! Poți să vin cu Dacia mea? Fără mișto, am o Dacia vechi. Da, o ții la, la Carrefour. O țin la Carrefour, ai zis? Da, da, da. Îmi bag pula în evenimentul. Păi atunci nu mai vin nicăieri. Dă mă să-și facă mirele. O să vin. Hai mă, vin tot. Miroase și astrobozul ăsta. Are pagini lipite deja? Da, vezi că e tare asta, coie. Tare, da. Tu ești DJ, ce ești? Nu, da. Știe cineva pe băiatul ăsta, mă duc. De două ori se țin după mine cineva. Mă tot urmărește. Are cineva o aplicație să văd cine e domnul ăsta? Vezi că m-ai blocat. Ia să vedem business-ul tău, Dan. Nu-mi dau seama, din ce post... ceva cu party, ceva cu... Facilitează conversațiile armonioase între două persoane prin mesaje audio succesive fără întreruperi neplăcute. E Instagram? Nu, e doar apel telefonic. Deci ce? Un fel de WhatsApp doar cu audio-uri? Ai scos aplicația? Să nu o scoți. Lasă-o. Mai ține-o puțin, că... Tu ești hotărât să-i dai, a? Nu. O fi văzut și el, că poate vorbi la telefon. Dar momentul în care l-ai sunat și ai vorbit, că nu ți-ai dat seama că deja ai acel... Ai zis, bă, n-am cum să... Ia! Ia, vezi că am făcut-o! Stai că sunt la Orange! Bun, ne trebuie investiții 800 de milioane, spunem antene. Hai mă, ca să vedem cum arată site-ul. Poate site-ul e mișto. Bun. Fractal facilitează conversații fără întreruperi neplăcute. Bun. Conversații armonioase. Da. Îți promite că nu te înjură ăla. Deci nu poți vorbi cu gadget-a pe el. Dar n-ar trebui să fie site-ul numai cu audio-uri. Când suni, nu-ți arată procentul care, cât a vorbit fiecare. Acolo îți arată procentaje. 76 cu 24%. S-ar simți prost mama dacă ar vedea 95% că a vorbit doar ea. Pula mea, hai să-l mai las și pe el să zic ceva. Mama, tu ce mai zici? Că ai doar 5%. Mama, ai murit că e 99,9. Dar chiar poți pe aplicația asta să trimiți și poze? Dă-mi o poză cu tine. Nu pot, dar descrie-mi și începe. Sunt într-un voal pe mine. Oh, Lord. Mi-aș descărca. M-ai omorât. Mai zi-mi cum e vremea afară. 38 de grade. Mai nenorocit. Adi Spas, ești aici? Adi, ești tu sau ai fost la... Ai intrat acolo pe Neve? Ești în top 300 coaie? 30. Ești în top 30 oameni în România bogați? Te rog eu din suflet, viața. Păi și ce cauți aici? Dacă mai ziceți ceva de startup-ul meu, să mă arăt mare. De nu-l descarc în voi. Ia să vedem business-ul lui Adi. Vatis Tech. Transcriere automată, voce în text. Mă, aplicația ta, mâncați aici până la dacă nu este. Poți să fiu vocea voastră? În orice, merge și limba română? Merge foarte bine limba română. Chiar singură. Putem testa prin aplicație? Da. Veni momentul să ne bucurăm. Îți corectează dacă vorbești prost? Hai să vedem când. Merge, mă. Bună seara. Și bine ați venit la emisiunea noastră. Sunt niște cuvinte mai complicate. Năstrușnic. Pula mea, nu știu. Bă, pe limeați, cariciu! Da, zi de-astea cu cratimă multe. Da. Aș vrea în Azerbaidjană. Da, ca să putem să verificăm. Da.
De-abia aștept să vedem dacă zic. Da, greu să mișcă doamna asta de traducere. Și scriu doamnă într-o cămară plină de cărți care fumează. Ce drag cum s-a dus Mihuțul meu la spectacol, doamne, ce uite la aplicație. Să scrii direct, taci în pula mea de prost. Investesc eu 500 mâini. E aici Plaeto? Plaeto. Plaeto? Da, comandă pe telefon și plătește în restaurant. Nu de deja gen cel mai ospătar, comod. Să nu mai vină ospătar. Să nu mai vină ospătar, nu? A, și mă pune să scanez ceva. Asta scanez, ia. Păi de ce? Deci pentru aplicația asta trebuie să ai două telefoane în primul rând. A scanat? Asta odată. Așa, și m-a băgat pe default. Te-a dat caz, bre, 17 pe ron. Ieși. Da, ca să nu mai eu ce înțeleg din asta, nu trebuie să mai este ospătar, practic îmi comand eu și sau nu mai vine să ți ia comanda ospătarul și te comanzi pe telefon și se aduce direct? Pune comanda. Mamă, dar nici nu vrea să zic, doar doar ne fierbe. Mai dă un click și vezi tu. Câți ani ai? Ghicește, ghicește. Adaugă la comandă. Adaugă. Comandă. Comandă. Am căutat o 10 astea bag. Ce și dăm? Mamă, și-a putea să iei din spate cu un gazbări. Și mă pune să plătesc 18,70. Plătește că e telefonul lui Luca. Deci, hai să facem altfel. Ce înțeleg eu? Mergi la un meniu care are cod QR. Da, da. Alegi pe telefonul tău și poți să plătești direct. Ah, și banii cum intră la firmă? Tu ești legat la toate business-urile din România? Ai pus comanda? Lasă-mă în pula mea, n-am pus coaie comanda. Fai-mă pe plac la om, dă comanda aia. Bă, pune, ia o bere să vedem ce se întâmplă. Dă-i, poate-i prezentare și pică ceva din tapan. Da. Apasă acolo, dă-i. Te-ai muncit înainte, ai vândut porumb pe plajă. Dă-i comanda. Pune tu din aia direct. Așa. Dacă îi zboară o Carlsberg în muie lui Cârci acum de nicăieri. Deci, fii da, am plătit-o. M-a pus să fac și acum să zică, n-a la pulă. Va marți. Bă, ți-am zis, mă. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim, eu am comandat-o. Mulțumesc frumos. Știi ce? Eu văd un mare viitor în aplicația asta. E aici Vladi Kim? Aici. Colegul tău, voi doi sunt business? Ah, ce copii păreți tineri așa. 21. Și tu? Oh, shit. Ah, și vârsta? Asta nu-i Mirel, mă? Că lângă, dacă eram, eu era și pișat lângă. Hai să vă au, ce business ar putea să aibă puștanii ăștia doi? Mamă, și asta, mă, să știi mereu unde este băiatul ăla care cântă în vamă. Să-l cauți, e pe principală, e pe unde eu cred că au un site de la, știi cum e site-ul ăla de calculez cât trebuie să dai la o nuntă? Iau site-ul ăsta să calculez cât trebuie să dai la boschetări. Da. La fiecare. Ăsta a fost profesor, dă-i 10 lei. Helper. Eficientizează activitatea agențiilor de vânzări la distribuitorii de software. Ajută-i să fie mai eficient în procesul. Nu mă așteptam la voi, băieți. Să știți, atât de multe cuvinte la 21 de ani. Eu trei dintre ele sunt pentru eficiență. Nu, că editorul le-a făcut. Bun, zine mai multe română. Ce înseamnă asta? Bă, deci cu cine bătem noi capul? Da. Asta e a treia prăjeală. Am mai avut două înainte. Asta e a doua. Am avut una ceva cu o bere pentru o aplicație, n-am mers deloc, am renunțat, așa. Noi ce facem? Facem ca un mix SRI, să zicem, te căutăm. Cine ești tu ca firmă, pentru cei care vând către business, către business, noi ne mergem la ei și ne integrăm în sistemul lor. Tu ai timp de labă? Da, asta. La vârsta ta? Și dacă n-ai timp... Suntem trei cofondatori, ne rezolvăm. Unde crezi acum că e al treilea? Ăsta a fost episodul de Roadster Post, ediția Startup-uri. Vă mulțumim foarte mult că ați fost aici. Mulțumim foarte mult venind din viitor pentru susținere. Nu ezitați să îi căutați pe social media să vedeți cu ce se ocupă. Mulțumim Sound Creation pentru sculele astea, că ne auzim forță. Vă mulțumim, ne vedem episodul viitor. Și bă, chiar România are oameni cu cap, băi. Da. Sincer, nu? Da. Mi se pare că au fost foarte multe lucruri la care nu s-ar fi gândit nimeni. Da. Românii sunt inteligenți și vreau să-i aplaudăm pe toți oamenii care găsesc business-ul în România și încearcă să facă țara asta mai bună. Aplaudă pentru Mirel Popinciuc, Alex Dobrătă și Drăcea Bogdan. Și Mătălin Cârje. Și ei fac lucruri nu atât de bune, dar fac. Vă mulțumim și ne vedem data viitoare. Like, share, subscribe, vă pupăm. Pa! Doamne ajută!